Autoritățile locale au finalizat lucrările de asfaltare a străzilor de pe tronsonul de tranzit prin Bacău a drumului european 85. În acest an au fost executate lucrări de asfaltare pe principala arteră de circulație de la intrarea în Bacău, prin zona de sud, până la ieșirea din municipiu spre nordul și estul Moldovei. Mai precis, au fost reparate prin turnarea unui strat de uzură sau prin efectuarea de asfaltări la cald străzile Republicii, Mărășești, 9 Mai, Nicolae Bălcescu, dar și Bulevardul Unirii până la podul Șerbănești. De asemenea, au fost modernizate străzile Călugăreni, Aprodupurice, Hatman, Berescu și Zefirului. Pe lângă străzile din cartierul Nord, care au fost asfaltate în această vară, au mai fost executate lucrări de asfaltare pe Bulevardul Unirii, strada 9 Mai, Calea Mărășești, Mihai Viteazu, strada Alexandru cel Bun. Nu doar arterele rutiere din centrul și nordul Bacăului au fost reparate, ci au fost modernizate și unele străzi în cartierul Șerbănești. Este vorba despre străzile Plaiului și Viselor. Tot în acest an, autoritățile locale au în plan asfaltarea străzii Miron Costin, pe care în prezent se lucrează la reabilitarea trotuarelor și montarea bordurilor. Anul 2014 va fi însă anul lucrărilor de anvergură pe unele dintre cele mai importante artere rutiere din municipiu. Mai precis, vor intra în reabilitare străzile Mioriței, 9 Mai, Vântul lui Vadu Bistriței, cea mai importantă arteră rutieră din zona de vest a Bacăului, dar și cea mai importantă arteră rutieră din zona de est a municipiului, respectiv Milcov, Ile Caragiale, intersecție Stradaleta, care asigură și preia o parte din traficul de tranzit din zonă. Tot în 2014 se dorește a fi demarată reabilitarea străzii Ștefan cel Mare.